Să deschidem împreună Sfintele Scripturi la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, și vom citi și vom urmări cuvântul de la versetul 5 până la versetul 11. După citirea cuvântului Scripturilor împreună cu fratele Vicențiu, continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu și fie ca Harul Ceresc să însuflețească pe toți în întreagă lucrare mai departe. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 la 11, păstrează scris cuvântul care spune astfel: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeul nostru mare. Primește închinarea noastră. Și îți mulțumim ca în această zi să putem să lăudăm numele Tău. Amin, amin. Doamne, noi știm că dacă ai despica cerul, s-ar topi munții înaintea Ta. Dorim ca și în această zi să-ți vedem prezența în locul acesta. Rugăm, și orice inimă să fie topită în prezența Duhului Tău cel amin. Sfânt. Amin. Te rugăm, mai taie inimile împrejur astăzi. Da, Doamne. Și fă-ne, Doamne, să-ți vedem chipul minunat din cuvântul Tău, din scripturile Tale încă o dată. Te rugăm, binecuvântă lucrătorii Tăi cu harul Tău amin. Ceresc și fă cuvântul Tău să fie o sămânță bună pentru inimile noastre. Amin. Doamne, fă ca ele să ne aducă la pocăință, la o viață smerită și umilită la picioarele Tale, da, care ești așa de mare, Doamne. Vrem astăzi să vedem mărirea Ta, o, Doamne, vrem să vedem gloria Ta divină în mijlocul nostru. Îndură-Te, Dumnezeul nostru preiubite, îți mulțumim pentru toate și încredințăm în mâna Ta lucrarea aceasta. Doamne, fii lăudat și slăvit, Tată, Iisuse și Duhule Sfânt. Amin. Amin, amin. Dorim ca și mai departe harul lui Dumnezeu, pentru care ne-am rugat să însoțească și lucrarea cântării de laudă. Corul va cânta Ești cel mai frumos. După cântarea corului, surioara Carina Borzași va slăvi pe Domnul cântând, apoi cu toții lăudăm numele Domnului și în urma cântărilor vom fi părtași propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Costel Bo pentru slujba aceasta. Amin.
Tu nu pleci niciodată de la mine. Și Domnul nu va pleca niciodată atâta timp cât fiecare dintre noi îl urmăm, facem voia lui Dumnezeu în viața noastră. Faptul că în această dimineață suntem în locul acesta este că fiecare dintre noi avem preț în ochii lui Dumnezeu. Și avem această bucurie să fim din nou în prezența lui Dumnezeu. Să fim la părtășie unii cu alții și în continuare să mai putem să ascultăm cuvântul Evangheliei care s-a citit. Cuvânt care am dori ca și în această zi să ne fie spre învățătura fiecăruia dintre noi și spre apropierea noastră de Domnul. Și am dorit ca acest cuvânt a Evangheliei să străpungă orice inimă. Amin. Pentru că venim în locul acesta și scopul este să ne apropiem de Domnul. Și de fiecare dată cuvântul pe care noi îl ascultăm, dorim să ne fie spre mântuire și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. S-a citit în această dimineață din epistola către Efeseni, unde apostolul Pavel ne vorbește și face referire, așa după cum a cântat și corul, la cea mai frumoasă, la cea mai importantă, la cea mai înțeleaptă și plină de iubire ființă din universul acesta, adică la Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său, care a părăsit slava cerească, acel loc atât de minunat în care există o armonie deplină, și a venit în lumea noastră, pe pământul acesta, în hăul lumii acesteia, ca să ne salveze de la moarte, glorificat să fie numele Domnului. S-a îndurat de fiecare dintre noi. Și prin jertfa pe care Domnul nostru a depus-o pe crucea din Golgota, putem să beneficiem de mântuire pentru sufletul nostru. Și în textul din această zi, apostolul Pavel ne vorbește despre Domnul care s-a dezbrăcat pe sine, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aceasta a făcut Domnul nostru pentru noi. Și viața pe care Mântuitorul a trăit-o pe pământul acesta, și prin această viață pe care Domnul a trăit-o ne-a oferit fiecăruia dintre noi un exemplu, sau mai bine zis, cel mai bun exemplu de urmat în toate privințele. Și meditând la textul acesta, citind acest pasaj, m-am gândit cum ar trebui să trăiesc eu și fiecare dintre noi pentru a urma exemplul Domnului în viața noastră. În primul rând, eu doresc ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în unitate frățească. Apostolul Pavel ne spune în Filipeni, capitolul 2, primele două versete, la care face o definiție completă, am putea să spunem, la ceea ce înseamnă legătură frățească. Și Pavel spune: deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, dacă toate acestea sunt, Pavel spune în versetul următor, 2, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Amin. Avea o simțire, o dragoste, un suflet și un gând, aceasta înseamnă unitate. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să lase în continuare unitatea sa în viețile noastre și în biserica aceasta. Aceasta a fost și dorința apostolului Pavel
ca frații din Efes și frații din Filipeni să fie uniți. Și aceasta a fost și dorința Domnului Iisus Hristos cu privire la ucenici. Ca și ei să fie una, după cum și Domnul Iisus cu Tatăl sunt una. Și această dorință a Domnului Iisus Hristos este și pentru noi, în vremea aceasta în care trăim. Ca să fim una, după cum Domnul Iisus Hristos este una cu Tatăl. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 11, Domnul Iisus s-a rugat la Dumnezeu Tatăl pentru ucenici zicând: Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește-i numele tău, pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt există o unitate deplină și voia lui Dumnezeu cu privire la biserica noastră și la toate bisericile care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos este să fie una. Este ca să trăiască în acea legătură frățească. De ce lucrul acesta? Pentru că vedem ceea ce se întâmplă în vremurile în care trăim. Există atâta tulburare pe pământul acesta. Există atâta deznădejde, ură, dezbinare și multe lucruri care sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Și tocmai din această cauză, Dumnezeu dorește ca să fim uniți. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că întotdeauna Dumnezeu lucrează și intervine acolo unde este unitate frățească. Și în sensul acesta aș dori să dau două exemple din Cartea Faptele Apostolilor, primul din capitolul 1, unde Domnul Iisus Hristos, înainte ca să se înalțe la cer, le-a spus ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Căci voi veți primi o putere, spunea Domnul, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și vedem că ucenicii au ascultat de porunca Domnului Iisus. Nu s-au depărtat de Ierusalim, mai mult ca atât. S-au rugat împreună, au stăruit în fața Domnului și știm cu toții că Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. De ce aceasta? Pentru că ei au trăit în legătură unii cu alții. Acolo a existat unitate frățească. Și în al doilea exemplu doresc să-l dau, tot din Cartea Faptele Apostolilor, așa după cum spuneam, de la capitolul 12, unde cuvântul Domnului ne vorbește despre Petru care a fost izbăvit din temniță. În vremea aceea, Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia și pe Iacov, fratele lui Ioan. Și văzând că lucrul acesta place iudeilor, a pus mâna și pe Petru și l-a băgat în temniță. Ca să fie păzit bine, ca următoarea zi să-l pună în fața poporului și să-l judece. Însă ceea ce este foarte important și ceea ce doresc să subliniez este faptul că în timp ce Petru era în temniță, biserica nu înceta să se roage înaintea lui Dumnezeu pentru Petru. De ce aceasta? Pentru că a existat unitate frățească. Pentru că au fost oameni care au simțit unii cu alții. Dumnezeu întotdeauna intervine și lucrează unde este unitate. Și mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul acesta în fiecare dintre noi. A lucrat într-un chip atât de miraculos. Și doresc să citesc în continuare cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, de la capitolul 12, începând cu versetul 6, unde vedem cum Dumnezeu a izbăvit pe Petru. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată,
Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iută! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă făcea îngerul este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate. Și ea li s-a deschis singură, au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de la el. Să ne ajute Domnul să trăim în unitate, pentru că atunci Dumnezeu lucrează cu semne și cu minuni. Atunci Dumnezeu intervine în viața noastră. Și fie ca prezența Domnului să ne umple sufletele noastre și în această dimineață. Și numele Domnului am dorit să fie binecuvântat. Amin. Potrivit cu textul care s-a citit, în al doilea rând, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos, noi trebuie să fim smeriți în fața Domnului. Și Apostolul Pavel, în Filipeni, capitolul 2, versetele 5 și 6, spune, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și versetul 7. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Domnul Iisus Hristos, deși este Fiul lui Dumnezeu, n-a găsit un lucru de apucat să facă deopotrivă cu Dumnezeu. Deși Iisus Hristos este egal cu Dumnezeu, în ceea ce privește valoarea, însă are o relație de subordonare în ceea ce privește lucrarea și lucrul acesta îl găsim în Sfintele Scripturi. Prin aceasta, Domnul nostru a dat dovadă de smerenie cât a trăit pe pământul acesta. Așa, după cum spuneam, este cel mai bun exemplu de urmat pentru fiecare dintre noi. Și Domnul spunea ucenicilor, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dumnezeu să ne ajute să putem ca să învățăm de la Domnul nostru, să fim smeriți în primul rând față de Domnul. Și a fi smerit înaintea Domnului înseamnă să avem recunoștință, să avem apreciere pentru tot ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Și pe urmă am dorit să fim smeriți și în relațiile cu semenii noștri. Și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetele 3 și 4 spune, nu faceți nimic din dur de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Nu faceți nimic din dur de ceartă. Cu alte cuvinte, am dorit ca Dumnezeu să ne ajute să putem să fim oameni pașnici. Dumnezeu să ne ajute să putem să fim plini de pacea Domnului Iisus Hristos. Pentru că vedem că sunt foarte mulți în lumea aceasta care sunt puși pe ceartă. Și nu le trebuie decât doar un simplu cuvânt și ei sunt porniți să se certe. Dar Dumnezeu să ne ajute să putem să fim înțelepți ca să fim împăciuitori în orice situație a vieții noastre. Și cuvântul Domnului ne spune în ultima parte a versetului 3. Ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Dacă am împlinit acest verset în viața noastră, cu siguranță am scăpat de foarte multe probleme. Dacă fiecare dintre noi am vedea pe altul mai presus de noi înșine. Însă, ca să procedăm în felul acesta, trebuie să trăim în smerenie. Și smerenia nu este altceva decât lipsa mândriei.
Acolo unde este smerenie, este și Duhul Sfânt. Pentru că știm cu toții că celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Iar cât despre mândrie, cuvântul Domnului spune că ea merge înaintea căderii. Dumnezeu să ne ajute ca trăim pe pământul acesta, să putem să fim smeriți în orice împrejurare a vieții noastre. Pe urmă, a urma exemplul Domnului Iisus Hristos. Aceasta înseamnă să trăim în ascultare. Cuvântul Domnului în textul care s-a citit, versetul 8 spune, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asculta în sens biblic nu înseamnă doar a auzi cuvântul Domnului, ci înseamnă acest cuvânt pe care și de data aceasta îl auzim, să putem să-l împlinim în viața noastră. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Pentru că știm cu toții că Domnul Iisus Hristos a ascultat până când și-a sprevit lucrarea pe pământul acesta. Tot la fel, am dorit ascultarea noastră față de Domnul să nu fie pentru un timp limitat, ci atâta timp cât vom trăi pe pământul acesta. Și Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Eu doresc să mă apropii de încheiere cu aceste gânduri. Ca Dumnezeu să ne ajute ca trăim pe pământul acesta, să putem să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Da, da. Să fim oameni care să trăim în unitate, pentru că aceasta este modalitatea prin care Dumnezeu intervine și lucrează în viața noastră, în biserica noastră. Pe urmă, mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în zmerenie. Zmerenie față de Dumnezeu, recunoscând că Domnul Iisus Hristos a făcut totul pentru noi. Pe urmă, zmerenie față de oameni, față de semenii noștri. Pentru că această poziție îi place și lui Dumnezeu și oamenilor. Să putem să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Pe urmă, Domnul să ne ajute să putem să trăim în ascultare și aceasta nu pentru un timp oarecare, ci atâta vreme cât trăim pe pământul acesta. Și astfel vom fi oameni binecuvântați. Amin. 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 Vom lăuda numele Domnului cântând împreună și apoi ne vom ruga împreună. Și subiectul rugăciunii noastre în această dimineață să fie pentru lucrarea misionară. Avem misionari din cadrul Bisericii Pentecostale în multe țări ale lumii. Există și o societate, ca să spun așa, o societate sau o asociație misionară în cadrul cultului pentecostal. Ne rugăm și pentru formele acestea, dar ne rugăm pentru aceia care sunt acolo în fața problemelor, a situațiilor poate critice. Sunt misionari cărora nici nu li se publică numele în relatările, în rapoartele care se fac de pe teren, tocmai pentru a nu fi expuși poate unor situații neplăcute acolo în localitățile, în țările unde ei misionează și unde lucrarea lor nu este neapărat foarte bine privită. Ne rugăm Domnului pentru răspândirea Evangheliei, pentru că toți spunem, vie Doamne împărăția Ta, o Doamne dacă ai veni. Și de multe ori ne gândim că să vie Domnul să scăpăm dintr-o situație critică, dintr-o situație în care noi ne-am băgat, poate din pricina nevegherii, Doamne vino, dar să ne gândim că până acolo mai sunt multe situații care trebuie rezolvate în propria noastră viață, în lucrarea lui Dumnezeu. Și unul dintre semnele apropierii venirii Domnului Iisus Hristos este faptul că Evanghelia se răspândește până la marginile pământului. Să dea Domnul binecuvântare, să susțină spiritual pe cei care sunt implicați în lucrarea aceasta la modul foarte serios,
și Domnul să le păzească și ființa. Ne vom ruga după ce cântăm spre slava lui Dumnezeu. Aceasta cu rugăciunea noastră, cum am susținut-o și mai într-un timp trecut și cu susținere financiară, dar niciodată să nu lipsească rugăciunea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru misionari, ne rugăm pentru cei care
sunt în atenția Evangheliei în alte țări și ne rugăm și pentru lucrarea răspândirii Evangheliei în țara noastră. Aș vrea să amintesc faptul că după masă, la serviciul divin, vor fi două familii care își aduc nou-născuții în casa de închinare, familia fratelui Todean Vasile și familia fratelui Cornel Gujan. Dumnezeu să binecuvinteze și lucrarea aceasta. Slujba începe obișnuit la ora 6. Duminica viitoare, deși este a doua duminică din lună, nu va fi cina Domnului, pentru că așa cum obișnuim, cum am și anunțat încă de duminica trecută, slujba divină cu ocazia cinei Domnului se va ține în joia mare, în joia de dinaintea sărbătorii pascale, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Fie ca harul lui Dumnezeu să ne însoțească și să lucreze la o viață nouă, permanent în fiecare suflet, la o gândire nouă, la o umblare nouă. Amin. Corul cântă, vrednic ești Iisus. Apoi sora Emma Mocan va slăvi pe Domnul cântând și din nou lăudăm numele Domnului împreună. Este bine, este frumos, se cuvine să lăudăm numele Celui Prea Înalt și să folosim mereu și mereu posibilitatea de a ne închina astfel lui Dumnezeu. Că alminteri, parcă se instalează o stare așa de asistență doar și de neimplicare, măcar în forma aceasta sau permanent și în forma aceasta cântării de laudă, să fim cuprinși cu toți. După cântările anunțate, Domnul să binecuvinteze pe fratele Neluțu Sigartău pentru propovăduirea cuvântului și inima noastră deschisă pentru primirea acestui cuvânt. Amin. Thank you.
binecuvântat să fie numele Domnului, despre care am cântat că este mare. Îi mulțumim că în dimineața aceasta El a fost prezent la rugăciune, a ascultat cererile pe care le-am adus, a primit mulțumirile pe care le-am adus. Îi mulțumim că El a fost prezent în cântare, îi mulțumim că a fost prezent în propovăduirea cuvântului și ne-a dat un cuvânt bogat și îi mulțumim că în continuare Dumnezeu este Cel care vrea să ne vorbească. Cuvântul acesta pe care l-am auzit din Epistola către Filipeni din capitolul 2 este un imn la adresa Domnului Iisus Hristos. Este un cuvânt fascinant. De altfel, orice cuvânt al lui Dumnezeu este un cuvânt fascinant, un cuvânt plin de viață, un cuvânt impresionant. Dar nu toți oamenii au binecuvântarea de a gusta lucrul acesta. Cu cât ajungi să cunoști mai bine cuvântul lui Dumnezeu, cu cât ajungi să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu, te îndrăgostești tot mai mult de Dumnezeu. Și orice cuvânt care vine din partea Lui ți se pare și este într-adevăr deosebit. Așa spune și cuvântul lui Dumnezeu, că niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Pentru cât vor mai ține veacurile, cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în picioare. Și nouă în această dimineață ni s-a făcut harul ca din partea lui Dumnezeu să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem bogățiile harului lui Dumnezeu. Aș vrea să plec în predica din această dimineață de la versetul 5 din capitolul 2, Filipeni, capitolul 2, versetul 5, care spune așa: să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. Am spus despre cuvântul lui Dumnezeu că este deosebit. Vreau să citesc un verset din Isaia, capitolul 35, versetul 8, unde găsim scris aceste cuvinte. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea Cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Este singura cale pe care nici omul fără minte nu poate să se rătăcească. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, să înțelegem care este voia Lui cu privire la noi, ce vrea El să învățăm în această dimineață și să umblăm întotdeauna în voia Lui Dumnezeu. Oare de ce nici omul cel fără minte nu poate să se rătăcească pe calea Lui Dumnezeu? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt foarte exact, este un cuvânt precis. El niciodată nu lasă loc de interpretare, nu-i dă omului probabilități despre cum s-ar putea să se întâmple, despre ce ar putea să facă. Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi în dimineața aceasta este un cuvânt imperativ. Este un cuvânt care ne obligă să facem tot ceea ce a spus Dumnezeu. De aceea cel fără minte nu poate să se rătăcească pe calea lui Dumnezeu, pentru că sunt indicații foarte clare cu privire la ceea ce trebuie să facem. De asemenea, pe lângă aceste lucruri, cu privire la calea lui Dumnezeu, cel care nu respectă indicațiile Scripturii, nu are posibilitatea să intre în posesia binecuvântărilor Scripturii. Cel care încalcă cuvântul lui Dumnezeu sau încearcă să-i dea o altă interpretare, nici de cum nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, ci moștenitorii ai împărăției lui Dumnezeu vor fi cei care vor fi găsiți împlinind tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și la aceasta aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Versetul de la care am plecat spune: să aveți în voi
gândul acesta care era în Iisus Hristos. Și despre gândul care era în Iisus Hristos aș dori să vorbesc în această dimineață. Am spus, cuvântul lui Dumnezeu este imperativ. Și este imperativ și atunci când spune să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, cel care nu are gândul care era în Iisus Hristos, nu este al lui Hristos, nu moștenește împărăția lui Dumnezeu. Indiferent de lucrurile pe care le face, indiferent de cât de religios este, indiferent de cum îl văd oamenii și cum îl consideră alții, omul care nu are gândul care era în Iisus Hristos, nu este al lui Hristos și nu va moșteni niciodată împărăția lui Dumnezeu. Dar aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în dimineața aceasta să avem gândul care era în Iisus Hristos. Și în câteva lucruri aș vrea să vedem care era acest gând. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6 astfel: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. În primul rând, gândul care era în Iisus Hristos, realitatea pe care o trăia atâta vreme cât s-a întrupat pe pământul acesta, a fost Iisus Hristos era Dumnezeu. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Cuvântul acesta care spune este tradus aici prin a avea, verbul a avea, din original, nu este același verb care se folosește în obișnuit, în mod obișnuit, când se spune a avea, ci verbul acesta sugerează o continuitate. Adică Domnul Iisus Hristos, în momentul în care s-a întrupat, a continuat să fie Dumnezeu. A continuat să rămână Dumnezeu. El era Dumnezeu în totalitate. Multe religii și multe ideologii din lumea noastră în care trăim îl respectă într-un fel pe Domnul Iisus Hristos ca pe un profet sau ca pe un om mare care a spus și a făcut lucruri importante pentru omenire. Chiar multe religii cu mulți adepți îl consideră un astfel de om, un astfel de profet și atât. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, prin faptul că Domnul Iisus Hristos a întrupat, El nu a încetat să fie Dumnezeu. El a rămas Dumnezeu, El este Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan, în primul capitol, despre Domnul Iisus Hristos. El era din Dumnezeu, El era Dumnezeu. Prin El s-au făcut toate lucrurile. El nu are nici început și nici sfârșit al zilelor. Gândul acesta ar trebui să ne însuflețească și pe noi, și anume că noi avem obligația înaintea lui Dumnezeu de a trăi în statutul de copii ai lui Dumnezeu. Apostolul Ioan ne spune în epistola sa, în capitolul 3, despre dragostea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu de a fi copii ai lui Dumnezeu. Și aceasta nu este o declarație, acesta nu este un titlu și nu este un statut pe care ți-l conferă, știu eu ce lucruri mari pe care le-ai făcut sau pe care le-ai realizat, ci aceasta este dragostea lui Dumnezeu pentru mine și pentru fiecare din locul acesta, de a fi copil al lui Dumnezeu. Gândul acesta trebuie să ne însuflețească. Și fiind copil al lui Dumnezeu, trebuie să trăiești ca un fiu de Dumnezeu, trebuie să trăiești ca un fiu al lui Dumnezeu pe pământul acesta. Un fiu al lui Dumnezeu nu poate să se compromită cu lucrurile lumii. Un fiu al lui Dumnezeu nu poate să își calce în picioare statutul pe care i l-a dat Dumnezeu. Aceasta este frumusețea acestui cuvânt din Filipeni, capitolul 2. Odată ce intri, odată ce cunoști tainele ascunse în versetele acestea, nu poți să nu-L iubești mai mult pe Dumnezeu. Nu poți să nu te dezlipești de ceea ce este pământesc și să trăiești gândul care era în Domnul Iisus Hristos. Și acest gând, în primul rând am spus, este că noi avem datoria de a trăi ca niște fii ai lui Dumnezeu. În al doilea rând, tot în versetul 6 ne spune cuvântul în partea a doua,
în felul următor. Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Multă vreme, participând de copil la biserică, fiind dintr-o familie de credincioși, am știut versetul acesta pentru că se citea foarte des. Dar nu am înțeles exact ce vrea să însemne faptul că Domnul Iisus nu a considerat ca fiind un lucru de apucat, ca să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cuvântul acesta, lucru de apucat, este tradus din originalul grecesc ca fiind vorba despre un lucru pe care cineva îl obține prin jaf, un lucru pe care îl ia cu forța și ține la lucrul acela pe care l-a luat el cu forța. Domnul Iisus Hristos nu a considerat faptul ca fiind Dumnezeu să țină la statutul acesta pe care îl are de Dumnezeu, ci dimpotrivă, spune cuvântul lui Dumnezeu că a dorit să renunțe pentru un timp la statutul acesta de Dumnezeu ca să se facă asemenea nouă. Pentru că numai făcându-se asemenea nouă, asemenea oamenilor, putea să fie croitorul sau urzitorul unei mântuiri veșnice pentru fiecare dintre noi. Gândul care era în Domnul Iisus Hristos a fost, în al doilea rând, nu este un lucru de apucat, nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Vreau să citesc câteva versete. Ioan, capitolul 5, versetul 18. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Cuvântul ne arată foarte clar că Domnul Iisus Hristos nu a încetat prin întrupare să fie Dumnezeu, ci El a rămas Dumnezeu. Mulți oameni consideră că pentru un timp Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a renunțat la dumnezeire și s-a făcut complet om. Cuvântul nu ne spune așa, ci ne spune că El a rămas în deplină și egală măsură Dumnezeu și om. El nu a renunțat la a fi Dumnezeu. Ioan, capitolul 10, versetul 33. Iudeii i-au răspuns: nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Iată că Domnul Iisus Hristos prezintă înaintea oamenilor faptul că El este Dumnezeu și că a rămas Dumnezeu. Același capitol, versetul 37. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Iată că Domnul Iisus Hristos spune clar că Dumnezeu Tatăl este Tatălui și El de asemenea, adică Domnul Iisus, este Dumnezeu. Versetul 38. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Ioan, capitolul 17, în rugăciunea Domnului Iisus, primele 5 versete, n-o să le citesc acum, Domnul Iisus Hristos arată foarte clar că El este Dumnezeu. Și cu toate acestea, în Filipeni, capitolul 2, versetul 6, găsim cuvintele acestea: El n-a crezut ca un lucru de apucat, un lucru la care să țină cu forța, un lucru la care să nu renunțe. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci mai degrabă, ne spune mai departe cuvântul, că a dorit să renunțe la aceasta pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Nu știu câți din locul acesta, câți dintre noi, dacă am avea o poziție privilegiată în societate, am fi dispus să renunțăm la poziția aceasta pentru niște oameni ai societății pe o scară mai joasă pe care nici măcar nu-i cunoaștem.
Însă El, Dumnezeu adevărat, a părăsit cerul și a acceptat ca să fie om, a acceptat să trăiască în trup muritor, pentru ca noi muritorii să putem să trăim la vremea potrivită într-un trup de slavă, slăvit să fie numele Lui. Gândul care era în Iisus Hristos și care trebuie să ne însuflețească este că Dumnezeu vrea din partea noastră să renunțăm și noi la anumite lucruri sau drepturi care credem că ni se cuvin. Să trăim smeriți și ni s-a vorbit în această dimineață cât de important este lucrul acesta. Cel care umblă smerit cu Dumnezeu poate să vadă slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să lucreze cu un om mândru, cu un om mare, cu un om care crede că prin puterea lui poate să biruiască, poate să treacă peste orice lucru, ci întotdeauna în slăbiciunile noastre se arată slava lui Dumnezeu, pentru că acolo avem ochi să vedem lucrarea lui Dumnezeu. Gândul care trebuie să ne însuflețească este că trebuie să renunțăm la ceea ce credem că ni se cuvine și să trăim după voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Domnul Iisus și despre gândul care era în El în felul următor, că a renunțat la slava cerească. Versetul 7. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. În momentul în care vin cei plătiți de mari preoți, îl prindă în grădina Ghețimani și apostolul Petru scoate sabia să lovească cu ea și chiar îl lovește pe unul, îi taie urechea, Domnul Iisus îi spune cuvintele acestea: bagă sabia înapoi în teacă, pentru că aș putea să-l rog pe Tatăl meu ca să trimită legiuni de îngeri în favoarea mea. Lucrarea aceasta și paharul acesta despre care o să sărbătorim acum cu ocazia sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos, paharul acesta al păcatului, Ghețimaniul, disprețul, Isaia capitolul 53, suferința pe care a avut-o, avea puterea, pentru că era Dumnezeu, să nu accepte paharul acesta. Însă cuvântul ne spune că a renunțat la slava cerească ca să se facă om asemenea nouă, ca prin suferință să ia asupra lui păcatele noastre, să ia starea noastră, să ia condiția noastră muritoare și să ne facă astfel fii de Dumnezeu. Dacă El a avut gândul de a renunța la slava cerească și nu folosi privilegiile și puterea pe care o avea ca Dumnezeu, datoria noastră înaintea lui Dumnezeu este la fel, să renunțăm la lucrurile care credem că ni se cuvin, la lucrurile care le avem, pe care le avem, să renunțăm la dreptul nostru biologic, poate ar spune unii, de a-i da o palmă celui care îți dă o palmă, ci mai degrabă să întorci obrazul celălalt, făcându-ne astfel ascultători și împlinitori ai voii lui Dumnezeu, făcându-ne astfel păstrători ai gândului care era în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul merge mai departe și spune în versetul 8 astfel: la înfățișare a fost găsit ca om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Gândul care era în Domnul Iisus Hristos era de a se supune complet voii lui Dumnezeu. Nu știu cât de ușor ar fi pentru cineva să se supună în mod complet și necondiționat voii lui Dumnezeu, indiferent care ar fi voia aceasta lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, din cuvântul lui Dumnezeu și din ceea ce Dumnezeu ne vorbește, cred că fiecare dintre noi știm foarte bine care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi.
Dar întrebarea care se ridică este aceasta: avem oare gândul acesta care era în Iisus Hristos, și anume de a ne supune complet voii lui Dumnezeu? Haideți să citim câteva versete din Matei, acum capitolul 26, versetul 39, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Oare avem și noi puterea aceasta de a ne ruga astfel înaintea lui Dumnezeu, știind care este voia lui Dumnezeu și dorind să acceptăm voia lui Dumnezeu, cu indiferent care este costul? Ne-am rugat pentru misionari și se spunea de acei misionari cărora nici măcar nu li se rostesc numele, pentru că asta le-ar pune în pericol viața. Oare câți am fi dispuși să fim astfel de misionari, să fim astfel de împlinitori ai voii lui Dumnezeu, să ascultăm în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu? Însă Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu, care este Dumnezeu, a acceptat să moară pentru păcatele noastre, pentru niște oameni care nici nu-L cunoșteau și care erau departe. Spune cuvântul că pentru un prieten, poate că s-ar găsi cineva ca să moară, dar pentru unul pe care nici măcar nu-L cunoști, ai face sau aș face ceva pentru el? Acesta este gândul care era în Domnul Iisus Hristos și care trebuie să fie în fiecare dintre noi, să ne dăruim înaintea lui Dumnezeu și lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu să o înfăptuim fără nicio șovăire. Mai citesc din Ioan capitolul 5, versetul 30. Eu nu pot să fac nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele acestea și le-a și înfăptuit. A împlinit voia lui Dumnezeu așa cum a trebuit. Nu s-a dat înapoi de la nicio suferință. Gândiți-vă că paharul acela al Ghețimanilor, rugăciunea aceea în care sudoarea s-a transformat în sânge, a fost o rugăciune dureroasă. Păcatul întregii omeniri apăsa acolo, la Golgota. Cupa aceea trebuia sorbită. El trebuia să fie răstignit. Și aș vrea să vă spun că mulți alții au fost răstigniți, dar înainte de răstignire nu au fost bătuți atâta. Nu au trecut prin procesul acesta al disprețului public, al oamenilor față de el. Și el, Fiul lui Dumnezeu, măcar că nu avea nicio vină, măcar că era mielul nevinovat al lui Dumnezeu, a acceptat ca să ridice păcatele noastre, să ia ocara noastră, să ia disprețul care ni se cuvenea nouă, cei care suntem prezenți în locul acesta, și toată povara aceasta să apese asupra lui, asupra Fiului lui Dumnezeu, pentru ca noi prin rănile lui în dimineața aceasta să fim mântuiți, să fim vindecați, să fim eliberați, să avem intrare liberă la Tatăl. Ce har, ce binecuvântare! Gândul care era în Domnul Iisus Hristos era de a se supune complet voii lui Dumnezeu și asta a și făcut. Mai citesc din Evrei capitolul 5, versetul 8, unde cuvântul spune așa: măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Este vorba de Domnul Iisus Hristos. Deci dacă El, Domnul și Învățătorul nostru, a făcut toate aceste lucruri pentru noi care L-au costat, care au fost foarte scumpe, cu cât mai mult datoria noastră înaintea lui Dumnezeu este aceasta: să ne supunem complet și necondiționat voii lui Dumnezeu. Pentru că n-am văzut și nici n-a fost, cred că, niciodată în istorie un om care s-a supus voii lui Dumnezeu și Dumnezeu să-și bată joc de el. Dumnezeu ce i-a promis, i-a dat. Amin. Și celor care încă nu le-a dat, le va da. De aceea El a spus cuvintele acestea: mă duc să vă pregătesc un loc. Locul acela nu este pentru oameni
care nu trăiesc gândul Domnului Iisus Hristos. Locul acela este pentru oamenii care umblă în gândul care era în Domnul Iisus Hristos. Este pentru oamenii care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru ascultătorii uituci, pentru cei care vin și pleacă la fiecare program și de sărbători mai mulți, restul anului mai puțin. Dar doar pentru cei care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, care împlinesc voia lui Dumnezeu, aceștia sunt adevărații moștenitori. Gândul care era în Domnul Iisus Hristos este de asemenea acesta, de a nu-și arăta atributele divine pe care le avea ca Dumnezeu, ci de a umbla în călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Citesc un verset din Matei, capitolul 24, versetul 36. Matei 24, versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Versetul acesta al Sfintelor Scripturi, de-a lungul timpului, a stârnit controverse. Adică, pe de o parte, cuvântul ne-l prezintă pe Domnul Iisus ca Dumnezeu, iar de cealaltă parte ne spune că despre ceasul acela al venirii Fiului Omului, nici Fiul nu știe, numai Tatăl. Gândul care era în Domnul Iisus Hristos a fost ca pentru un timp, atunci când s-a întrupat, să renunțe la unele din atributele divine pe care le avea înaintea lui Dumnezeu. Știind că după momentul în care își va isprăvi lucrarea, își va fi dat viața ca jertfă pentru păcat, el se va înălța înapoi la Tatăl, fiind Dumnezeu, având toate aceste atribute pe care nu le avea când era om. Gândul care trebuie să ne însuflețească este acesta. Chiar dacă suntem copii ai lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu sunt oameni binecuvântați, sunt înțelepți. În primul rând sunt înțelepți pentru că l-au găsit pe Dumnezeu. Înțelepciunea aceasta nu trebuie servită pe tavă lumii acesteia, în sensul în care cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: nu aruncați mărgăritarele voastre în gura porcilor. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să trăim echilibrat înaintea lui Dumnezeu, să trăim în așa fel încât să-i facem cinste lui Dumnezeu, să nu dăm prilej nimănui ca din cauza noastră sau poate a comportamentului nostru numele lui Dumnezeu să fie luat în deșert. Știți că am văzut pe unii care se laudă cu un titlu de anumiți credincioși, care au dat posibilitatea altora din lume să ia numele lui Dumnezeu în deșert. Și acesta este un păcat foarte mare înaintea lui Dumnezeu. Așa ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, să înțelegem adevărul lui Dumnezeu și să trăim în adevărul acesta. Gândul care era în Domnul Iisus Hristos a fost acesta, de a renunța la bogățiile cerești eterne. Și în schimb, să devină sărac, flămând, să n-aibă un loc unde își pleca capul, să trăiască în suferință, poate un cuvânt dur, în mizerie, afară, pe stradă, între leproși, între săraci, să fie batjocorit, să fie vorbit de unii și de alții care se credeau mari, pentru că a hotărât să renunțe la bogățiile slavei pe care le avea ca Dumnezeu, la părtășia pe care o avea cu Tatăl, la faptul că stătea și era în prezența lui Dumnezeu, stătea pe tronul lui în ceruri, a renunțat la aceste lucruri. Și pentru ce? Pentru a fi sărac,
pentru ca noi cei săraci cu adevărat să fim îmbogățiți prin El, slăvit să fie numele Lui. Citesc un verset din 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, unde spune așa: nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe corinteni să trăiască și să se dăruiască, renunțând la lucrurile pe care le au, să se dăruiască pentru alții. Și versetul 9, pentru că am citit versetul 8. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui să vă îmbogățiți. Cât adevăr sunt în aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi. Acesta este gândul care era în Domnul Iisus Hristos și de asemenea gândul care trebuie să ne însuflețească. Matei capitolul 8, versetul 20. Vin niște oameni care vor să-L urmeze și ei pe Domnul. Și unul dintre ei, un cărturar, Matei capitolul 8, versetul 20. Un cărturar vine la Domnul Iisus și spune: vreau să te urmez oriunde vei merge. Și versetul 20. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde își odihni capul. Ce cuvinte triste pentru unul care a lăsat cerul și slava, care a lăsat tot ceea ce există, tot ceea ce a fost creat, pentru că tot ceea ce a fost creat a fost prin El și toate lucrurile sunt ale Lui. Și cu toate acestea s-a întrupat, s-a făcut om și spune despre El însuși că vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar El nu are un loc, o casă unde să doarmă. Și toate aceste lucruri le-a făcut pentru fiecare dintre noi, pentru ca noi să avem o casă, o casă cerească, prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În ultimul rând, gândul pe care era în Domnul Iisus Hristos a fost acesta de a renunța la relația favorabilă pe care o avea cu Tatăl și de a primi în schimb relația aceasta a durerii. Ce vreau să spun prin lucrul acesta este următorul fapt. Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, la cruce, a pedepsit păcatul nostru. Mânia lui Dumnezeu, despre care se vorbește și în Romani, care trebuia să se arate cu privire la fiecare dintre noi. Pentru că cel păcătos trebuie să fie pedepsit, nu cel nevinovat. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra Domnului Iisus Hristos. Și astfel El a plătit pedeapsa pentru păcatul care era peste noi și ne-a eliberat. Ne-a dat intrare liberă la Tatăl nostru, la Dumnezeu. A renunțat la a fi Dumnezeu. A renunțat la relația aceasta favorabilă pe care o avea cu Tatăl, ca să ia asupra Lui slăbiciunile noastre, durerile noastre, suferințele noastre. Matei, capitolul 27, versetul 46. Găsim aceste cuvinte. Matei 27, 46. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta se întâmpla pentru noi. Dumnezeu privea înspre Golgota, înspre Calvar, înspre grozăvia păcatului omenirii care era acum pedepsit în Domnul Iisus Hristos. Și și-a întors fața de la ceasul al șaselea la ceasul al nouălea, s-a făcut întuneric. Și Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele acestea: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți pentru ce? Pentru noi. Pentru că Domnul Iisus a acceptat
să renunțe la relația de prietenie, relația favorabilă, relația normală de Dumnezeu și în schimbul ei să primească pedeapsa pentru păcatele noastre. El a făcut lucrul acesta pentru fiecare dintre noi și lucrul acesta este minunat. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Care era gândul pe care l-avea Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. Am spus în primul rând, El era Dumnezeu. În al doilea rând, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. În al treilea rând, a renunțat la slava cerească. Apoi, în al patrulea rând, avea gândul de a se supune complet voii lui Dumnezeu. În al cincilea rând, gândul de a nu-și arăta atributele lui, ci de a urma călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În al șaselea rând, gândul de a renunța la bogățiile cerești pentru a fi sărac. Și în ultimul rând, de a renunța la relația favorabilă cu Dumnezeu ca să primească în schimbul acestei relații favorabile pedeapsa pentru păcatele noastre, care nouă ne-ar fi adus moartea. Aș vrea să închei cu aceste cuvinte ale Scripturii din Evrei, capitolul 4, versetele 15 și 16, care spun așa: căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Dacă până acum, într-o oarecare privință, prezentată în dimineața aceasta, nu am avut gândul care era în Domnul Iisus Hristos, aș vrea să ne pocăim și să trăim cuvântul Scripturii, știind că altă cale nu există, altă posibilitate nu există și moștenitorii ai cerului sunt adevărații împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu și la aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. 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 Corul urmează să cânte Fiți tari. Este o cântare spre slava lui Dumnezeu, dar în același timp și un imbold pentru noi, pentru toți. Fiți tari.
Nu mă îndoiesc că mulți dintre noi ne gândim la promisiunile lui Dumnezeu, fie în momente de cumpănă, fie în vremuri de bucurie, pentru că, deși pentru unii pare ciudat, și în momentele de împlinire, de bucurie, trebuie să ne gândim la promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne gândim la lucrurile lui Dumnezeu și la promisiunile lui Dumnezeu când ne merge rău sau când avem probleme de natură critică, pentru că sperăm să ni se acorde ajutorul lui Dumnezeu, și în vremea bucuriei trebuie să ne gândim la promisiunile lui Dumnezeu, care întrec natura oricăror altor stări de bucurie și de, care, și de fapt doar prin Dumnezeu ne este împlinită și desăvârșită bucuria. Fără de El, nici bucuria nu are consistența necesară și dorită. Firul central al învățăturii din această zi, așa după cum s-a putut cu ușurință reține, este vorba, sau firul acesta este gândul lui Hristos. Dar să nu cădem în partea aceea, ca și cum se spune, nu detaliez, că într-un sfârșit, când i s-a spus unui predicator să nu predice despre asta, că așa, să nu predice despre cealaltă stare, că sunt alții, să nu așa, și până la urmă omul s-a văzut strâns cu ușa și a spus: evrei aveți aici? Și a spus: nu avem niciunul. Bine, atunci am să vorbesc în seara asta despre evrei, ca să nu lezez pe nimeni, că dacă vorbești despre afaceri, lezezi, dacă vorbești despre sport, lezezi, dacă vorbești despre minciună, lezezi, dacă vorbești despre anumite probleme de conduit, lezezi, dar dacă vorbim despre evrei și nu-i nici unul acolo, atunci este libertate. Să nu cădem în partea aceasta, să vorbim doar despre alții. Este frumos și este minunat și de fapt este punctul central și de bază să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat fie numele Lui, care a venit ca și exemplu al lui Dumnezeu sau pildă al lui Dumnezeu pentru noi. Dar ce-ar fi dacă în momentul acesta ați auzit glasul lui Dumnezeu care ar întreba: ce gânduri ai tu? Sau ce gând ai, pentru că ce gânduri ai, aceea ești. Ce gânduri ai, aceea ești. Despre nutriție, despre felul cum ne alimentăm, se spune: ce mănânci, aceea ești. Cine se îndoapă cu dulciuri are toate șansele să ajungă la diabet. Bine, să nu creadă ce, mie nu mi-au plăcut dulciurile și totuși am diabet. Diabetul se obține și din altă cauză. Dacă un bărbat, inclus, caz concret, vrea să se mențină, să lupte împotriva cancerului și nu știu de câtă vreme, se, după spusele unora vrednici de încredere, care l-au văzut pe bărbatul acela, spun și eu, ca să lupte contra cancerului, încerca să se hrănească bio și cu foarte mult suc de morcovi. Știți cum arăta la față? Ceva de nuanța morcovului șters. Pentru că deja se imbibase în țesutul. Ne gândim la izbăvirea lui Dumnezeu, amin? Ne gândim la părăția lui Dumnezeu. Ne gândim la răsplățile lui Dumnezeu. Ne gândim la înviere. Nu teoretic, ci din toată ființa noastră. Vreau să vă mai întreb ceva. Vă gândiți că într-o zi vom fi ca El? Amin?
Întâia epistolă Apostolului Ioan, în capitolul 3 cu versetul 2, în final, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El. El a venit să fie ca noi, s-a detaliat din text, dar iată răspunsul, vom fi ca El. Când? Când? Când se va arăta El, ne vom arăta și noi împreună cu El. Ce va fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cu condiția să fim ca El aici. Și s-a vorbit atât de susținut, temeinic, biblic, ce a fost în gândul Domnului și ce trebuie să fim și noi, pentru ca într-o zi să fim ca El. Să fim ca El. Probabil unii încearcă să forțeze imaginația și chiar cineva mă întreba cam ce vârstă vom avea, cam ce statură vom avea, vom purta bărbi acolo toți. Unii încearcă să... Da, mă opresc aici. De aici. Să fim ca El. Nu este vorba de măsură, nu este vorba de a încerca să punem vârste. Unii apreciază, alții susțin, mă rog, pe bază de nu mai știu ce, că undeva acolo, la vârsta învierii Domnului Iisus Hristos, 33 de ani. Asta e treaba lui Dumnezeu. Ceea ce știu, eu știu că nu voi mai avea reumatism. Ceea ce știu, eu știu că nu voi mai avea diabet. Ceea ce știu, eu știu că nu voi mai avea niciun fel de handicap, pentru că voi fi ca El. Slăvit să fie Domnul. Dar ca să fiu și ca să fim ca și El, trebuie să semănăm cu El de aici. Nu o împărăție care se va arăta cândva, și aici este dispută, unii că-i numai în cer, alții că va fi numai pe pământ. Numai pe pământ și aici gata, să facem case, să facem garduri, să facem fundații, că aici. Biblia mărturisește că îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Eu cred că limitele, barierele dintre ceea ce înseamnă cer și ceea ce înseamnă pământ vor fi îndepărtate. Eu cred că va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Asta îmi spune Biblia și eu asta cred. Eu cred că se va coborâ din cer noul Ierusalim, cetatea sfântă, cortul lui Dumnezeu cu oamenii și Dumnezeu va fi cu ei, va fi cu cei care vor fi în cortul acela. Doamne, ajută-ne să fim printre ei. Amin? Revin. Suntem, din punct de vedere spiritual, că din punct de vedere material, lucrurile nu totdeauna stau așa. Suntem ceea ce gândim. Și dacă avem în noi gândul lui Hristos, înainte de a avea gândul lui Hristos în noi, nu se poate așa ca un lucru de apucat. Pe lângă sensul pe care fratele Năluțu îl amintea în ceea ce privește lucru de apucat, mai există încă o nuanță, un lucru la îndemână, până la banalizare, de apucat. Adică dacă vrei îl iei, dacă vrei îl lași, de apucat. Până la banalizare și Domnul Hristos nu a socotit relația sa cu Dumnezeu ca un lucru banal, un lucru de apucat, adică un lucru de mâna a doua, a treia. Pentru ca să fim ca și El și să fim ai Lui, biblic, trebuie înainte de a avea gândul, căci gândul este rodul altui fapt, să avem în noi Duhul lui Hristos. Pentru că, este clar, gândirea își are la bază sursa în Duh. Are cineva în el un Duh blând? Și Domnul Iisus Hristos a fost blând. Va gândi
în nuanța păcii. Nu vreau să vă întreb cu ce gând v-ați culcat aseară, nici să întreb cu ce gând v-ați sculat azi dimineață. Probabil că aseară cineva să se fie așezat în așternut cu gândul că n-a reușit să facă tot ceea ce și-a propus în săptămâna care a trecut. Sau, așa de bine i-au mers treburile ieri, dar nu le-a terminat, și tare bine i s-ar fi potrivit astăzi să fie luni, nu duminică, adică să le continue mai departe. Sau dimineață s-au sculat și s-au gândit, bă, ce bine ar fi fost să nu trebuia să mă duc la biserică. Sau, nu m-am odihnit suficient, dar să gata biserica, viu acasă, mânc și mă și culc. Și cu gândul ăla, probabil că mai stă aici și se uită disperat la ceas, că tare încet trece minutarul, ca să meargă, să mănânce și să completeze somnul. Pentru că ăsta-i Duhul care generează gândirea. Rog să rețineți, gândirea își are baza sau este determinată de Duhul care călăuzește, de Duhul care motivează. Și exemplific. La un moment dat, când Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat hotărât față să meargă înspre Ierusalim, au împreună cu grupul de ucenici, Domnul împreună cu ucenicii, au ajuns la un sat al samaritenilor și au voit să intre în satul acela, dar nu l-au primit, samaritenii nu l-au primit, din pricină că se ducea la Ierusalim. Și când s-au văzut respinși, au venit la el și au zis, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer, cum s-a rugat de fapt și Ilie, avem un precedent, se poate, Doamne, la care Domnul Iisus Hristos a spus, voi nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Ei s-au gândit că ar fi bine să pună în aplicare ceea ce avea, mă rog, o susținere în ceea ce a făcut Ilie, când a spus, dacă sunt omul lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și 50 de oameni împreună cu comandatul, arș, a doua tură, toți arș. A treia delegație a beneficiat de har, pentru că a spus comandantul omului Dumnezeu, să capă trecere înaintea ta, împăratul îți spune să te cobori, da? Și Duhul acela de smerire, nu vorbim de sus în numele împăratului și țâvnoși, ci Duhul acela de supunere, de smerenie, a determinat gândul care s-a prezentat în vorbă și au scăpat. Ei, ucenicii nu s-au gândit la ăia care au scăpat. Ucenicii s-au gândit la cei care au fost victime ale autorității lui Ilie. Doamne, vrei să porunci, cum putem? Care era Duhul, că vorba e asta. Gândul a fost acesta, de nimicire. Duhul era de răzbunare. Așa gândim cum este Duhul și vorbim precum gândim. Căci spiritual suntem ceea ce gândim. Material nu. Material, cineva se gândește să fie el nu știu ce personaj, dar nu-l ajută nici putere, nici pregătire, nici conjunctură. Unii se gândesc să trăiască pe picior mare, dar fie din lene, fie din alte împrejurări, n-ajunge să aibă nici, poate, suficient pentru un an. Aici nu ne... Că gândim multe, dar ajungem la prea puțin că intervine și posibilitatea materială. Dar spiritual, a treia oară spun, spiritual suntem ceea ce gândim. Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare, se uită, de aceea spuneam, dacă ar transmite întrebarea aceasta direct, așa, cam cum ne-am descurcat, și le-a spus, de ce aveți în voi gânduri rele? De ce aveți în voi gânduri rele? Sau, de ce aveți astfel de gânduri? Pentru că aceea era natura duhovnicească, natura
duhovnicească. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit ucenicilor despre ce avea să îi se întâmple, cum avea să fie dat pe mâna romanilor, cum avea să fie batjocorit, cum avea să fie crucificat, a sărit Petru la un moment dat și a spus: să te ferească Dumnezeu, Doamne, ca să ți se întâmple astfel de lucruri. Asta era Duhul lui. Și amintea și fratele Nuluț, s-a oferit imediat cu sabia și a făcut mare ispravă, era o fire impulsivă atunci, și Domnul Iisus Hristos se îndreaptă înspre Petru și spune astfel: înapoi a mea, Satan, tu ești o pricină de poticnire pentru mine, căci gândurile acestea nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile oamenilor. Și acum întrebarea: ce ne însuflețește? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul oamenilor? Funcție de natura Duhului va fi gândirea. Gândirea dumnezeiască, gândirea duhovnicească sau gândirea omenească, firească și chiar drăcească. Suntem ceea ce gândim. Și cuvântul lui Dumnezeu în Roman, în capitolul 1 și cu versetul 21, păstrează cuvântul care spune astfel: fiindcă, vorbind despre oamenii care trăiesc în nelegiuire și nădușe adevărul nelegiuirea lor, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, este o chestiune interesantă în forma aceasta. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, vorbind despre viața veșnică, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, prima parte. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, pe Iisus Hristos pe care l-a trimis. Și uite că aici ni se spune că nu este suficient să-L cunoști pe Dumnezeu. Este necesar să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar important este și definitoriu este să gândești cum gândește Dumnezeu și să te subordonezi autorității și gândirii lui Dumnezeu. Ei măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Gânduri deșarte, adică gânduri fără esență spirituală, gânduri goale, deșert mai înseamnă și lipsă, lipsit, deșert, lipsă de apă, lipsă de vegetație, vorbim de teren, de pământuri, de zone, așa, deșert, să nu iei în deșert numele Domnului, adică ca un lucru de apucat, ca și un lucru pe care îl poți folosi fără de esență spirituală, vorbind ușor despre Dumnezeu, gândiri deșarte. Și mai departe, această gândire deșarte va determina o trăire. Vedeți? Gândul generează și trăirea. Efeseni, capitolul 4 și cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Deci nu este numai așa, încerc să nu gândesc prostii, încerc să nu mă gândesc la lucruri vinovate, dar goliciunea gândurilor, subțirimea lor, gânduri deșarte care conduc
la o formă de păgânism. La o formă de păgânism. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Apoi și așa e bine. Și așa se poate. Și astfel tot acolo se ajunge. Că principiul muntelui, care nu-i susținut biblic, important e să ajungi la vârf, indiferent pe ce cale te duci. Dar nu este așa biblic. O singură cale este cea care duce la muntele Domnului. Este o singură cale care duce la mântuire, la viață veșnică. Și acea cale este Domnul Hristos, binecuvântat fie numele Său. O singură cale. Eu sunt calea, adevărul și viața. Alte gânduri sunt deșertăciuni și determină trăire păgânească. Să fim ca Hristos. Trebuie să gândim ca Hristos. Și vom gândi ca și Hristos dacă vom avea gândul lui Hristos. Epistola către Romani, capitolul 8, spune: cine nu are în el gândul lui Hristos, nu este al lui. Aici este problema de a privi lucrurile în Spiritul, în Duhul Domnului Hristos. Unii au transferat cuvântul acesta într-o altă parte, punând la îndoială mântuirea oamenilor, mântuirea cuiva. Care mântuire, spune cu cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 2, cu versetul 8, prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, ca să nu se laude nimeni cu ceea ce este. Dar dacă nu privim lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, cum a făcut Domnul Hristos, dacă nu gândim la ele, cum a gândit Domnul Hristos, dacă nu privim lucrurile lumii acesteia, cum le-a privit Domnul Iisus Hristos? Dacă punem valoare dincolo de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu permite pentru lucrurile acestea, adică dacă avem ce mânca și ce cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns, lucrurile acestea ne despart sau ne apropie cele spirituale, ne apropie de împărăție și de statura Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. În epistola către Coloseni, în capitolul 2 și cu versetul 18, Cuvântul Sfânt spune astfel: nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Este scris în textul care a fost citit în această zi și din care s-a vorbit despre atitudinea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos, atitudinea de smerire, de smerire și de smerenie, de smerire, de coborâre și de smerenie ca și stare de trăire în fiecare moment. Zice aici că există o posibilitate de a se umfla ca o gogoașă. Și când o vezi așa pe din afară, rumenă și arătoasă, te-ai aștepta să aibă mai multă, vorbesc de gogoașă, să aibă mai multă consistență, pe când o desfaci, înăuntru este un gol. Umflat de o mândrie deșartă, rezultat a gândirii firii pământești. Închei cu ceea ce spune în Filipeni, tot în Filipeni, în epistola din care s-a citit în această zi, unde este prezentată poziția lui Pavel. Doar voi puncta. Versetul 15 este punct de pornire în prezentarea acestor stări. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu va lumina și în această privință. Revenind la versetul 5, din capitolul 2 din Filipeni, să aveți dar în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, este și punct de pornire pentru cele prezentate mai departe și în care s-a vorbit, cât și ca o concluzie, din nou prezint faptul acesta, a ceea ce era scris înainte. Și nu voi face
trimitere la altceva decât versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Și aici Pavel spune gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă cineva n-a ajuns încă la părerea asta, să lumineze Dumnezeu. Și punctez, gândul pe care îl avea Pavel și ne îndeamnă prin Duhul să-l avem și noi, era să fiu găsit în El. Reiau ideea. Nu vom putea să fim ca El și să-L vedem cum este dacă nu suntem găsiți în El aici câtă vreme trăim. Să fiu găsit în El, versetul 10, să-L cunosc pe El, gândul acesta l-a frământat toată viața lui pe Pavel, să fiu găsit în El și să-L cunosc pe El. Și cunoscând pe El, să cunosc puterea învierii Lui. Și cunoscându-L pe El, să cunosc părtășia suferințelor Lui. Și acestea să conducă spre a mă face asemenea cu moartea Lui. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Alerg înainte, căutând să-L apuc. Gândul acesta l-a însuflețit spunând, aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Și aici deja face trimitere la credință. Aruncare prin credință. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și când se va arăta El, vom fi ca El. Îl vom vedea așa cum este. Dacă astăzi, în trăirea noastră, se vede chipul lui Hristos în noi, dacă aici, pe pământul acesta, El este plinătatea lui Dumnezeu în fiecare din noi și gândirea noastră, pornită din Duhul lui Hristos, este de smerire, de ascultare, de supunere lui Dumnezeu și de slujirea semenilor noștri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Vom aduce mulțumire Domnului la încheierea serviciului divin. Rugăciunea de mulțumire o va face fratele Gicu Simon și cu toții să avem în duhul nostru această stare de gândire înaltă, să ne însuflețească gândul acesta al mulțumirii înaintea lui Dumnezeu în fiecare moment. Harul lui Dumnezeu să fie cu noi!